Venite qua. Yannick! Artileria pe noi. Eu am baftă, ai mei n-au venit, dar pe taică tu l-au scos la lecție. Lia vrea să se facă profă de matematică. Isus, ce l-a pătrat? Ce faceți voi acolo? Ia poftiți la tablă. Luați-vă și caietele de temă. Să vezi ce ți-l tamponează, Isus, cel. Tema de azi unde-i? Păi să vedeți, eu am... Ce să văd, că nu văd, nu se vede nimic. Hai, Ionică, continui exercițiul. Ce se întâmplă aici? Tovarșa profesoară dânsa e de la radio, face un reportaj despre noi. Da? Îmi pare bine. Parcă m-aș cunoaște. Sunt profesoara Isoșa Babaldovin. Ionică! Ce-i cu mascarada asta? Am fost, dar n-am intrat. Puișor, ce-i cu frizura asta? Tu nu știi că aici e școală? O știe, dar o ține numai pentru el. Obraznicule, cine e dirigintele vostru? Tovarășul de filozofie. Aha, ia, treceți în clasă, haideți! Hai, treceți în clasă, în clasă! Ascultă, Mihai, știi că țin la dumneata. Ți-am mai spus, confuz filozofia cu viața. Cu ăștia mici de-a noua, trebuie să dăm militaria jos din pod. Tot respectul, toată stima, toată considerația și recunoștința celor care 60 de ani m-au urmărit și au avut încredere în posibilitățile mele profesionale. Pe mine vă rog să mă scuzați. Nu, 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 nu se poate, nu vă las până nu o să gustați și o să vă luță de haide. Bine, dar numai una. Nu, de ce? Patru? Atât ai spus, Lunicuță. Vă mai dau eu trei. Și se fac șapte. Nu? Să știți, o termin odată. Acu 30 de ani, când am avut întâlnire cu tine la gară, la prunt, la ce oră ai dint? A doua zi? Dar ce e, Varvară, n-ai somn? Tu de-al dracului vrei să dormi aici? Ca să vadă eu nu care sunt relații noastre conjugale? Drama se joacă singură, pe când comedia trebuie să ai așa ceva de la Dumnezeu în plus. Pentru mine, acum, lucrul cel mai important în viață este să mai pot juca. Parastas, parastas, dai cu noroc? Soro, pomelnicul l-ai scris? L-am scris. Nu știu cum o fi pe lumea cealaltă, dar pe mine durerea mă leșuiește la stomac. Am să fiu acolo, sus de tot, în celelalte stele, am să mă uit în jos și am să mă întreb dacă steluța mea de pe pământ mai strălucește. Și cu asta am terminat. Și ultima oră și ultima zi din clasa 10. Așa e lumea, o comedie, iar noi artiștii care jucăm n-avem dorință altă mai vie decât aplauz să merităm.